venit, dragii noștri prieteni! Ei, uite că a venit și 1 martie, să vină primăvara cu alaiul ei de flori, cu... Și cu mărțișoare multe și cu flori pentru domnișoare și doamne. Ah, la lăică. Mulți ani de 1 martie, draga mea Valentina, dăm voie să-ți ofer acest buchet de flori. Mulțumesc! Și pentru că astăzi este mărțișorul, m-am gândit să-ți ofer un trifoi cu 4 foi, să-ți meargă bine aici la emisiune. Mulțumesc, dăm voie să ți-l prind în piept. Bine că nu sunt și eu vreo asistentă din asta TV, că dacă îmi puneai acum mărțișorul în piept, poate, mă rog, era vreun pericol, dar nu e. Nu e, este tot în regulă. Iată ce frumos se stă. Minunat. Dăm voie să te pup. Mua! Mua! Așa trebuie să fim noi toți bărbații de 1 martie cu doamnele. Năică, și da, ce mai fac bărbații de 1 martie? Le gătesc doamnelor, domnișoarelor, le gătesc ce știu ei mai bine să facă decât să stea în bucătărie. Doamne Dumnezeule, așa crezi tu că sunt toți bărbații? Așa ești tu, Năică, așa bine, sunt eu. Bărbat special, măi, Năică. Norocul nevestei mele, da. Dar hai să mergem să vedem ce anume, da, vrei tu astăzi să ne pregătești. Te invit în bucătărie să prezint ingredientele. Sigur că da, mergem, da, acolo. La revedere. Da, Valentina, să-ți prezint felurile de mâncare pe care le vom pregăti astăzi în zi de sărbătoare, de 1 martie, pentru doamne, domnișoare, gospodine. Așadar, pentru felul principal, vom face o ruladă aperitiv din cartofi. Bravo, da, bravo! Ruladă aperitiv din cartofi, avem nevoie de următoarele ingrediente. Varză. Nu, la cartofi cu varză. Am mai făcut cartofi cu varză. Săptămâna, acum câteva săptămâni, dar de data asta nu folosim varză. Da, Năica, am văzut să-i încurc. Da, am văzut, am văzut. Așadar, cartofi. Cartofii trebuie să fierți, o să vedeți mai târziu de ce. Ouă. Mărar și pătrunjel. Așa, așa, că vine primăvara. Făină. Da. Vom avea nevoie de niște cârnăciori, cârnăciori, da, afumați, depinde ce aveți dumneavoastră pe acasă, prin frigider. Și la sfârșit, puțin chimen. O să vezi pentru ce ne trebuie. Vom forma o ruladă și o vom pune în cuptor. Și mai am un ingredient special, un ingredient pregătit pentru invitatele noastre de astăzi, mărțișoare și flori. Păi atunci, să și mergem la masă și să-ți prezint invitatele de astăzi, dragi telespectatori, dragă Năică, Măriu Araman Gheorghe și Emilia Dorobanțu, bine ați venit la noi! Doamnelor, sărut mâinile, bine ați venit la emisiunea noastră. Și pentru că e 1 martie, nu puteam să ratez această ocazie și vă rog să-mi dați voie să vă ofer un mărțișor și un buchet de flori în această zi minunată de început de primăvară. Doamnă, vă rog foarte mult să primiți din partea mea o floare și un mărțișor simbolic, așa cum se face în data de 1 martie. Vă mulțumesc din suflet pentru acest minunat mărțișor. Astăzi e ziua mărțișorului și dumneavoastră ne-ați dăruit cu dragoste și noi dăruim publicului telespectator multă sănătate, o primăvară frumoasă, Dumnezeu să le ajute în tot ce fac și să ne urmărească aici la această minunată emisiune, aici la Național TV, unde, după mine, vă spun că este cea mai frumoasă emisiune. Vă mulțumim, sunteți drăguță. Năică, fost și la Emilia. Exact, mă duc și la Emilia. Te rog frumos să primești din partea mea acest buchet de flori și acest mărțișor. Te rog frumos să ți-l pui în piept, așa cum fac toate doamnele și domnișoarele de 1 martie. Mulțumesc frumos, iată o primire foarte frumoasă și un 1 martie fericit tuturor și toți să aveți o primăvară frumoasă. Nu știu, eu când vine primăvara, parcă sufletul meu înflorește așa, nu știu, mă simt, e anotimpul în care eu mă simt cel mai bine, poate pentru că și m-am născut în luna mai și din cauza asta. Și dar eu o primăvară frumoasă tuturor. Să mulțumesc. Știi că și eu mă simt la fel de tânăr, la întineresc și eu și aș vrea să stau, da, numai lângă domnișoare frumoase cum ești tu, dar nu pot, trebuie să mă duc la bucătărie și de altfel fel dacă aș rămâne aici și n-aș găti, s-ar supăra și nevastă mea. Plus așa că stai jos aici. Plus,
Plus, Nărică, acolo te așteaptă domnișoara Pătrunjel, domnișoara Conopidă, domnișoara Cartofior. Exact. Ai astăzi treabă cu ele? Mă apuc să toc, mă apuc să tai, mă apuc să pregătesc primul fel de mâncare. Toc, 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 ciorba e pe foc, ca într-o frumoasă poezie pentru copii. Astăzi este început de primăvară și ne-am gândit să aducem în fața prietenilor noștri, în fața telespectatorilor, două voci frumoase, două prezențe calde, plăcute și v-aș întreba așa. Despre dumneavoastră știm cu toții că sunteți interprete de muzică populară, că sunteți educatoare, că sunteți soția preotului, ceea ce vă face coana preoteasă, doamna preoteasă. Sunteți soție, sunteți bunică. Ce sunteți și ce mai sunteți lucruri pe care nu, noi nu le știm? Păi, în primul rând, sunt un om cum se cade. Un om, da, eu zic, încerc să fiu un om la locul meu, cum se spune. Am venit de acolo, din Ardeal. Știți, la noi oamenii sunt, mă rog, au un pic de frică, cum se spune, de Dumnezeu, da. Și eu am încercat și eu, la rândul meu, să transmit copiilor mei, celor care îi îndrum, tot să aibă frică și respect de Dumnezeu și de cei din jur, de ce nu. Eu, pe lângă mamă, bunică, soție... Să vă trăiască nepoții. Așa, educatoare. Mă ocup și de niște copii. O să-i vedem astăzi, da? Și mă ocup de folclor, bineînțeles, spectacole, emisiuni TV, nunți, petreceri. Dar de gătit aveți timp să mai gătiți? Să știți că gătesc, că n-am ce face la așa familie mare, numeroasă, trebuie să și gătesc. Nu. Uite, de pildă astăzi. Nai o să pregătească ceva cu o ruladă, cu cartofi, cu... Cum exact. Stai acolo cu treburile? Păi m-am apucat întâi să toc verdeața. Verdeața trebuie tocată și trebuie adăugată la un moment dat în rulada noastră, după care mă voi apuca și voi tăia cârnații feliuțe. Da. Și mă voi apuca după aceea să amestec cartofii fierți cu făina. Și cu puțină sare, cu un praf de sare. O să vedeți. Sună foarte, foarte, foarte bine. Ați făcut vreodată așa ceva? Drept să spun, nu am făcut și nici nu cunosc rețeta. O să o învăț acum și sigur o să le fac și eu copiilor mei, părintelui, soțului meu, pentru că și el este un bucătar extraordinar și lui place să gătească și eu sunt atât de fericită când merge să gătească. Vă dați seama că eu... La ce se pricepe așa cel mai bine? Cel mai bine se pricepe la minuturi. Așa. Și la aranjament, așa. Bune, adică îți face poftă atunci când te așezi la masă. Și probabil că lucrurile astea se întâmplă exact atunci când se strâng copiii acasă, nu? Când atunci vin copiii când se strâng și copii, face plăcere să... Da, și câteodată mai întreabă soțul meu. Zice, nu, cine vrea să vă pregătească masa? Și câteodată chiar spun ei, să facă tata un grătar, minuturi, da. Bunătăți de-a lui tata, da. Emilia, tu ești atât de tânără. Eu mai trăgeam cu ochiul ca să mai învăț câte ceva. Aha. De acum încolo trebuie să învăț cât mai multe. Însă am avut ocazia și, pentru că eu am crescut la țară, bunica mea gătea cel mai mult în casă și acum ea gătește cel mai des. Am învățat să fac chiar și cozonaci. Am învățat să-i fac în stilul meu. Îi fac rotunzi în formă de cunună. La un moment dat mi-a crescut atât de mare cozonac încât a dat peste tavă. Da. L-ai făcut tu așa cu mult drag. Chiar mi-a fost drag și chiar mi-a ieșit. Chiar am muncit cu drag și spor. Bravo! Să ai spor în toate, draga noastră! Să dea Dumnezeu! Îmi place să gătesc. Da. Bravo! Doamna Mărioara, eu zic că o să mai vorbim noi, avem vreme să mai vorbim și despre ceea ce se întâmplă în casa dumneavoastră frumoasă, o casă cu deja de acum oameni, fiecare la casele lor și cu copii realizați, dar deocamdată aș vrea să vă invit să ne cântați un prim cântec. Cu toată dragostea și dacă vrea și Emilia să vină alături de mine, mi-ar face mare plăcere, că e un cântec dedicat fiicei mele, de fapt e un cântec în duet, dar pentru că sunt eu aici, eu dedic și Emiliei la început de primăvară și tuturor fetelor tinere care, eu știu, vor să se mărite la un moment dat și eu le dau un sfat aici. Mi-ați dat o temă, am să o întreb imediat pe Emilia despre lucrurile acestea. Dragii noștri prieteni, Mărioara Man Gheorghe, iată, alături de Emilia Dorobanță. Fii bună, măicuță,
ce-i face cu inima. Fata mami, eu aș zice, e și amară și dulce. E și bună, e și rea, doare inima de ea. Dragostea, dragostea, ce-ar fi lumea fără ea? Cum e ziua fără soare și grădina fără floare? Dragostea, ce-ar fi lumea fără ea? Cum e ziua fără soare și grădina fără floare? Dacă așa ai dragostea, îl iubesc pe vădița, dar aș vrea să dragostea, dragostea vine la tine când vrea. O dorești, ori nu dorești, ea te face să iubești. Dragostea, dragostea, ce-ar fi lumea fără ea? Cum e ziua fără soare și grădina fără floare? Dragostea, dragostea, mulțumim, doamna Mărioara, vă rog, luați-o pe Emilia și veniți aici lângă noi, pentru că Nae are o dragoste și el, dar pentru bucătărit? Pentru bucătărie, da. Dragostea mea, cea din tâi, bucătăria. Doamnele mele, invitatele noastre, astăzi am început așa, am fiert cartofii, am făcut un piure din cartofi, am adăugat ouă, după care acum vom începe să adăugăm făină ușor, ușor, ca să facem un fel de aluat. Aluat doar din făină, ouă și cartofi. Exact. Iată, consistent, așa. Exact. Începem ușor, ușor. Dar nu îngrașă? Dacă ne gândim așa, nu mai mâncăm deloc, ținem numai regim. Dar nu e treaba noastră cu regimul, treaba noastră e cu bucătăria și cu gătitul. Și la urma urmei, ce nu îngrașă? Că uneori și când respirăm am senzația că ne îngrășăm. Spuneți, domnul Nae. Da, iată făina și începem să încorporăm ca să iasă un aluat. Un aluat pe care vom începe să-l frământăm după aceea și îl vom întinde foaie pe un șervet. Domnul Nae, dar dumneavoastră cartofiorii i-ați pasat așa, nu păi i-ați făcut piure-piure, nu? E mai rustic așa, nu? Exact, iată, așa. Trebuie să mai pun făină aici un pic ca să fac, ca să iasă aluatul și putem chiar să-l amestecăm puțin cu mâna. Păi asta vreau să spun, cu mâna e cel mai bine. Ați văzut că... Ei, eu am impresia că n-ați am învățat de la bunica și eu. Și eu am învățat de la bunica foarte multe. Iată. Păi eu zic așa, rețete, să lăsăm pe domnul Nae să-și facă treburile aici, noi să mergem la masă. Sigur. Și poate chiar să ne povestiți, doamna Mărioara, despre rețetele și bucatele pe care știți să le pregătiți și pe care ați învățat să le preparați de la bunici, de la mama dumneavoastră, de la... Ce feluri deosebite se găteau în zona dumneavoastră? Păi la noi tot așa mergem pe ciorbă, supă, în Ardeal la noi se face supa cu tăiței de dumneavoastră casă. Să le spunem telespectatorilor, v-ați născut în Hodac? În comuna Hodac, județul Mureș, sat Arșița. Da. Așa. Într-o zonă superbă, într-o... și cu niște oameni extraordinari. Și de curând vreau să spun că am fost la Târgu Mureș, la balul însurățeilor. Oh, la Reghin? La Reghin. Păi extraordinar. Oamenii erau toți aproape 1000 de oameni îmbrăcați în costume populare, jucau. Deci până dimineața n-am văzut atâta energie și
extraordinar a fost. Deci ți-a plăcut acolo la noi? Da, este într-adevăr frumos. Foarte energic. Mâncăruri deosebite, oameni deosebiți. Da, așa este. La noi, de exemplu, să vă spun supa. Na, da. De supa de găină, de casă. Așa. Așa. În primul rând, se știe cum se prepară cu foarte multe legume. Da. Nu cred că mai are rost. Și această supă, stai să nu uit, se face la nuntă. Asta vreau să vă spun. Deci la nunta mea, da. Uite, am ajuns să vorbim de nunta mea, de la aceste bucate. Pornind de la, da, bucatele lui Năica. Am avut și eu supă de găină la nunta mea, pentru că eu am făcut nunta în Ardeal. Mă rog, au fost niște probleme. Eu ardeleancă, el machedon, și nu s-au potrivit treburile. Și atunci am făcut nunta acolo la mine, în satul meu. Cu pentru care că erau soțul problemele? Meu este, adică, macedonean. Și în teoria, așa, el ar fi trebuit să se căsătorească? Ea machedoancă, da. Așa. Ei, și pentru că eu zic, dar că m-a iubit. Dar dragostea asta, da, de dragostea, care ați vorbit dumneavoastră. Dragostea, ce-ar fi lumea fără ea, cum e ziua fără soare și grădina fără floare. Așa e, deci dragostea. Am vins. Am vins. Chiar dacă, cam poveștile frumoase. Exact, chiar dacă părinții, soțul meu, așa era atunci. Așa eu era. Înțeleg și am înțeles. Dar după un an de zile ne-au primit, după ce s-a născut Elena, chiar ne-au primit și suntem o familie frumoasă cu toții. Așa, că am plecat de la supă, stai să revin la supa noastră. Așa. Deci punem foarte multe legume, morcov, țelină, pătrunjel, toate legumele posibile din grădină, așa, le fierbem cu această găină minunată. Dacă, de exemplu, la noi, găina să fierbe întreagă, da? Așa. Așa. Sau, câteodată, să fierbe, se leagă picioarele cu ață, deci se coase. Aha. Între ele, că atunci când le scos din supă, să nu rămână, să, da, și să nu se piardă și să nu se rupă și să se pentru pună la fiecare. Pentru că se servește cu mulți tăiței și, exact, să fie o supă limpede, limpede doar, da, cu tăiței. Și cu tăiței de casă, care tot așa, știi să-i preparați tăiței de casă? Am făcut în emisiune tăiței, i-am rulat puțin și am tăiat cu cuțitul subțiri și am lăsat puțin la uscat. Așa facem și noi în Ardeal. Mulțumesc! Exact aceeași rețetă este și la Ardeal și la dumneavoastră. Și bineînțeles, la urmă se pune puțin pătrunjel și se mănâncă cu plăcere, pentru că înainte de, v-am spus, de a așeza masa la o nuntă și de a începe felul principal, ăsta este cel mai important, supa. Am înțeles. Vă dați seama, la 500 de oameni să pui supă. Câtă supă, câte găini. Câte găini, da. Dacă acolo la noi în Ardeal, nu știu acum dacă se mai ține tradiția, deci toți vecinii aduceau găini la cel Locon. Care... Veneau, da, cu la cel care avea un unta, da? A, și deci atunci se strângea, se strângeau o grămadă de găini. Și anul următor, sau când avea celălalt vecin nuntă, duceam noi la vecinul. Și uite așa, să fac lucrurile la noi în Ardeal, să sare în ajutor. Bravo! Năică, da, noi acum nu-ți sărim chiar în ajutor, dar te întrebăm, da, ce faci tu acolo? Iată, a ieșit un aluat din compoziția noastră, am pus făina, am amestecat cu cartofii, cu ou, iată-l aluatul. Ia să vedem, Năică, aluatul, ia să-l vedem. Păi ia uite-l ce frumos este. Așa, ia, domnule. Ia uite-l ce frumos este. Acum adăugăm... Tablou, domnule, tablou! Tablou! Nu chiar Picasso, mai pe la noi pe aici, mai tradițional, mai spre Grigorescu. Și adăugăm cârnăciorii tăiați feliuțe, după care vom adăuga puțină verdeață. Emilia, la tine în Oltenia se pregătește așa ceva? Acest preparat, sincer, nu tocmai. De asta eram foarte atent acolo, mai trăgeam cu ochiul. În Oltenia, de unde vii tu? Ia spune-ne tu mai exact de unde vii. Vin din comuna Curtișoara, județul, da, Olt, înspre Drăgășani, este foarte apropiat de Slatina, la vreo 8 km. Tenis, deci, mai fac? La Drăgășani? Bun, hai zi-mi de mâncăruri. Nu știu. De mâncăruri, ce pot să vă spun? Bunica mea știa cel mai bine, însă ceea ce nu pot uita este turta de mămăligă, făcută în cuptor, în sobă, în cuptorul de la sobă. Turta de mălai. Turta de mălai, da. Așa. Da, da. Și pâinea din vatră. Deci acestea două mi-au rămas mie în minte de când eram eu copilă. În rest, cred adică că... Adică de ieri, de-al alteri. De ieri, de-al alteri, da. O copilă frumoasă e și acum.
Și, nu știu, există o rețetă pe care tu ai învățat-o de la mama și îți place să o pregătești și acum? Sau, nu știu, încă mai gătește mami și trimite pachetel la București? Când îmi vine dor de acasă, trag o fugă până la curtișoara și îi spun dinainte: vezi, fă-mi ceva bun de mâncare că vin acasă. Și știe ea ce să facă, ce bune trebuie să facă, da. Cât de des mai mergi acasă la părinți? Prea des nu, dar de fiecare dată când îmi găsesc timp dau fuga acasă, nu în altă parte. Pentru că acum sunt cu facultatea, mi-e dragă foarte tare facultatea și... Ce anume studiezi? La Universitatea de Muzică, frumos. Facultatea de Interpretare, la Canto Clasic. Dar voi rămâne întotdeauna pe folclor pentru că este cel mai apropiat de sufletul meu și aici simt că mă simt cel mai bine. Nu știu, aici e sufletul meu. Aici mi-am găsit echilibru, nu în alt gen muzical. Păi, draga mea, dacă tot ai spus că ție-ți place să cânți, eu vreau să merg la cuptor și n-aș vrea să merg singur, vreau să merg alături de tine. Tu să-mi cânti ceva și eu să am mersul frumos, așa, limpe, muzica ta spre cuptorul bunicii. Da, eu vreau să spun că dacă tot emisiunea se cheamă Tradiții de la Bunica și vorbeam că câteodată cât de dor mi-ar fi, nu pot să rămân aici și mă mai întorc acasă. Da? Le-am dedicat părinților mei o piesă și în această zi minunată vreau să le dedic tuturor părinților. Și eu bunicii mele. Și cuptorului bunicii care te-a făcut celebru, domnul Naie. Iar acum, stimați telespectatori, Emilia Dorobanțu! Viața trece și într-o zi, dragii mei, nu veți mai fi mari. Însă cât vă am să știți, sunteți și mai buni părinții mei. Mi-ați dat viață și apoi nume, m-ați crescut cum se-i cuvine. De vorba voastră să ascult, că n-am nimic de pierdut mai. Au fost multe zile în care n-ați mâncat de supărat. Teorii numai pe fugă, căzând seara rupții de muncă. Multe griji, multe nevoi, le-ați împărțit amândoi, măi. Dar toate au fost trecătoare și m-ați crescut cu răbdare. Ți-a ales cu grijă drumul ca să-mi pot urma destinul. Ați tras ca vitele jug, ca bine în viață să ajung mai. Ca dragostea de părinte urnește din loc un munte. De dragul copilului dragul copilului, dă deoparte viața.
și un om, iată, tare frumos. V-aș întreba, nu știu, din zonele în care veniți, există anumite tradiții pentru perioada asta a anului în care noi ne aflăm? Nu știu, la început de primăvară. Știu că oamenii își fac curat în curți, există focurile acelea purificatoare pe care ei le fac nu numai la nivel de simbol, ci și pentru că realmente se impune o curățire în ogrăzi, în curți, dar există și alte obiceiuri pe care să le știți? Eu zic că începutul primăverii, așa cum chiar astăzi este 1 martie, și la noi în Ardeal se scot soarele afară, se primenește așa, casa. Se primenește casa, se face curățenie așa mai amănunțit pentru că a fost o iarnă, să zicem, grea. Se spală, se duce la vâltoare aceste țoale. De retică. Da. Sunt câteva cuvinte din da. Fondul lexical al limbii române așa, de care și fiecare, să fim mai apropiat. Da, fiecare gospodar sau fiecare familie își face curățenie în casă și, bineînțeles, acum nu mai este mult și intrăm și în post. Așa este, adevărat. Și atunci și casa trebuie să fie curată, și postul trebuie să ne purifice și să leagă amândouă, așa cu acest început de primăvară. Eu ce mi-aduc aminte, bine, și acum, la noi sunt în zona de acolo, de unde sunt eu, sunt dealuri și zona de șes, iar băieții merg, se strâng în grupuri, în cete, își iau cauciucuri, roți mari și le dau foc și încep să strige fetele. Fetele așteptau la por, așteaptă pe la por să vadă, măi, dacă mă strigă, dacă nu mă strigă. Este foarte frumos și se văd din deal cum se vede cum arde. Are un nume sărbătoarea da, asta? Da, la noi chiar se păstrează. Chiar acum de martie? Da. Frumos. Chiar se păstrează și toată lumea își văruiește pomii ca să nu vină omizile și viermi. Da. Am înțeles. Vreau să vă provoc acum la o scurtă discuție despre grupul Mlădiței Ilfovene. Da. Pentru că copiii noștri din Clinceni să fie aici în scenă. Da. Sunt niște copii minunați, niște copii care, eu zic că o să-i vedeți dumneavoastră, vin din zona aproape de București, din Ilfov, și am considerat, fiind și educatoare, eu deja îi văd fiecare de la 3 ani, dacă au talent, și probabil că și eu, fiind dascălul lor, și văzându-mă cu cântecul popular și cunoscându-mi... Sunteți un model pentru da? Ei. Da, ei iubesc foarte mult folclorul și din cauza asta am inițiat acest grup de vreo 4 ani, am grupul inițiat și o să-i vedeți pentru că sunt niște copii talentați, niște copii puri, care nu numai în grup cântă, ei cântă și individual, sunt și soliști de muzică populară și chiar 3 fetițe de aici le am și ursitoare. Aha. Pentru că revin la Elena la botez, am zis să fac altceva. Și atunci zic, hai să duc eu acești copii, le-am compus toată urarea pentru ursitoare și a fost ceva inedit și de atunci mergem și ursii și la alte botezuri. Foarte frumos! Copiii s-au așezat deja la locul de cântat, vă invit și pe dumneavoastră. Iar eu am să prezint așa, Mlădiței Ilfovene alături de doamna Mărioara Mangheorghe! Flăcări
Iată, dragi telespectatori, dragă Valentina, aplauze și pentru mine în această zi de primăvară. Mă duc la bucătărie, cuptorul bunicii a funcționat și de această dată. Ah, mă frige! Domnule, bravo, 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 Naia, abia aștept să gust acolo, ce minunăție ai pregătit tu, Naia. Și cum miroase. Doamne, dar ce miros a venit. Năică, tu cum stai acolo cu bucate? Tu te respecti pe noi cu o bucată de ruladă? Și tocmai de aceea, pentru că vă respect, vin cu acest fel de mâncare pe care l-am pregătit, l-am pus în farfurii și dați-mi voie să vă servesc pe dumneavoastră în această zi frumoasă. Vai, deci de sărbătoare, de 1 martie. Să facem loc. Vă rog. Doamne. Vă mulțumesc. După ce arată foarte bine, eu
Chiar dacă, mulțumesc. Uite, o să gust, dar înainte să gust pot să zic că are un gust extraordinar. Stați puțin, înainte. V-am adus și niște murături. Eu știu, poate, careva dintre dumneavoastră. Eu am furat dinainte. Da. Am mai rămas ceva acum la finalul iernii în butoiul de la bunica. Da. Da. Haideți să vedem acum. Vă rog, lăsați-mi mie microfonul și vă rog să gustați. Așa în direct? Da, păi gustați. Păi da, vreau să știu. Vreau să știu, Valentina, să mă ajuți să-i ții microfonul invitatei noastre și eu aici și vreau să aflu verdictul. Dacă e bună, dacă nu e bună, eu știu, cine știe. Cum a ieșit? Excelentă. Ați văzut? Doamne. Să știți că nu este numai meritul meu. E nemaipomenit, dragii telespectatori. Cuptorul este principalul vinovat pentru aceste bucate extraordinare. Și Năică, bineînțeles. Da. Se știe, nu? Ediție de ediție, NAE încearcă să ofere invitațiilor și telespectatorilor rețete tradiționale și autentice, rețete ce pot fi preparate cu ușurință și acasă, mai ales dacă aveți la îndemână performantul cuptor al bunicii. În prima zi de primăvară, cu ocazia mărțișorului, șef NAE a ales să pregătească la felul principal ruladă cu cartofi și cârnați, rețetă pentru care a folosit 500 de grame cartofi, 3 ouă, 150 de grame făină, 200 grame cârnați uscați, o legătură pătrunjel, chimen și sare. Să aveți poftă! Oricine poate să gătească cum numai odinioară ieșeau bucatele. Totul e să ai cuptorul potrivit. Economic, consumă puțin și poate fi adaptat la aproape orice combustibil. Ușor de manevrat, nu ocupă mult loc și poate fi mutat mai la îndemână oricând. Ajută gustul să fie cel tradițional și când faci pâine, cozonat și plăcinte și când rumenești o friptură, un pește, sarmale sau ciolan. E modern, echipat cu tehnologii noi, dar coace cum numai odinioară ieșeau bucatele. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon afișat pe ecran sau intrați pe adresa de web de mai jos. Dragi telespectatori, merg la masa cu invitați pentru că așa o bucurie avem astăzi, fiindcă avem invitați cu totul și cu totul special. Bună ziua, doamna Veta Biriș! Bună ziua și bine v-am regăsit! Bună ziua, dragă Bogdan Toma! Bună ziua și bine v-am găsit! Să știți că nu spun doar așa, sub formă de generic, bine ați venit pe la noi, oameni frumoși. Chiar asta cred că toți cei care ne trec pragul sunt oameni frumoși, sunt oameni speciali, sunt oameni care au ajuns aici pentru că destinul, cariera lor frumoasă i-a adus în fața oamenilor și ia cătă și la noi în emisiune. Doamna Veta, încep discuția cu dumneavoastră. Povestiți de fiecare dată despre satul din care veniți, despre Căpâlna, atâta de spectaculos încât am impresia că veniți dintr-un colț de rai. Chiar așa este? Este raiul pe pământ, satul dumneavoastră? Da, așa este acum, dar să știi că în tinerețe nu consideram așa. Eram invidioasă pe toți colegii mei care veneau de la oraș și zic, eu am fost pedepsită să rămân acolo în satul meu. Și acum nu regret pentru că acolo, într-adevăr, este colțul de rai unde pot să-mi găsesc liniștea și ce este mai frumos decât să-ți cultivi tu în grădină toate legumele, să-ți pui tu florile, să te uiți cum cresc, cum înfloresc. Și sigur că mi-am amenajat-o în așa fel încât să mă simt ca într-un colț de rai, cum spuneai. Și n-ați regretat nici o secundă de-a lungul carierei dumneavoastră, că, eu știu, nu v-ați înregimentat așa într-un ansamblu profesionist, adică n-a trebuit să migrați cumva, să plecați din sat spre oraș pentru a vă urma destinul și cariera? Nu, tentative au fost, am fost solicitată, dar am preferat să rămân acolo. Mi este foarte ușor să fiu acolo între sătenii mei. Mi este mai ușor să-mi aleg repertoriu. Și datorită sătenilor mei, eu și cei care mă ascultă, iubitorii de cântec, pot beneficia astăzi de tot ce are mai frumos Valea Târnavei, de acolo de unde vin eu. Și pe care atât de frumos o cântați. Bogdan, mă uit la tine și zăresc în pieptul tău o insignă
zic eu, cu totul și cu totul specială și aș vrea să ne spui chiar tu povestea acestei insigne și să vorbim chiar și despre trofeul și marele premiu pe care tu l-ai câștigat la un festival cu un nume atât de sonor și cred că atât de drag ție și cred că destinul tău va fi în continuare legat de numele acesta special despre care aș vrea pe tine să te las să vorbești. Este vorba despre numele regretatului Dragan Muntean, a cărui insignă port în piept. Această insignă am de la un vecin, de la mama din sat, pe care dumnealui a primit-o în anul 2001 pe dealul Cornetului la Păinița Voinii, acolo acasă, la domnul Dragan Muntean. În acel an, cu un an înainte de dispariția lui, el a împărțit la toată lumea pe acolo insigne. Eu n-am reușit să primesc niciuna, dar m-am rugat de vecinul că a luat două și mi-a dat și mie un andar. Și de atunci o port în acest liber cu mare drag. Ai mai spus de festivalul Dragan Muntean. Am câștigat un mare premiu. Este vorba de festivalul concurs Dragan Muntean, care într-adevăr contează foarte mult pentru mine și consider eu că este un pas foarte important pentru cariera mea. Pentru că am dovedit încă o dată prin acest concurs că pot să fiu o speranță, că duc mai departe cântecul pădurenesc, mai ales acest festival purtând festivalul celui care a fost cel mai important cântăreț de la noi din zona. Am înțeles. Da. Și eu cred că meriți aplauze. Vă rog. Îi spuneam lui Bogdan când ne-am întâlnit în cabină, dacă își mai aduce aminte când l-am văzut pentru prima oară la biserică, acolo la Pădureni, și atunci el venea așa un copil mic fiind mândru că el o să cânte cântecele lui Dragan Munteanu. Bine, Dragan Munteanu era, nu, da, da, da. Nu murise. Dar se obișnuiește interpreții tineri să da, preia da, din, da, să preia din repertoriu. Greșit și în asta. Era un copil rușinos, sfios și îl felicitam astăzi de performanțele lui și pot să fiu bucuroasă și sunt mândră de acești tineri care știu să preia aceste cântece frumoase ale neamului, să nu se ducă la calculator și să-și confecționeze cântece. Ce este mai minunat pe lumea asta, că dacă acolo la Dragan Muntean a rămas Bogdan, să rămână cântecul îngropat alături de Dragan Muntean, nu se poate. Cântecul trebuie adus și dus mai departe să-l asculte oamenii, pentru că Dragan Muntean a fost unul dintre cei mai iubiți cântăreți ai neamului nostru. Adevărat, și asta confirmă teoria dumneavoastră, teorie pe care eu am preluat-o din interviurile frumoase pe care am avut ocazia să le citesc, interviuri care v-au fost luate, în care spuneați așa, m-a impresionat foarte tare, că nu cânt pentru fala mea, cânt ca să le pot arăta celorlalți ce minunății, ce creații minunate sunt în zonele noastre. Dacă îmi permiți, eu am ideile mele, poate că sunt contrazisă, dar mi-aș dori tare mult toate cântecele mele să le preia cineva. Nu vreau atunci când un cântăreț mare moare să se îngroape cântecele odată cu el. Foarte mulți dintre colegi spun nu că este cântecul meu. Știu, e cântecul tău și ale mele sunt ale mele. Dar și eu le-am primit în dar de la bătrânii satului. Și să știi că nu mi-o pretins niciodată nimica. Încă țin minte că veneau bătrânul de la care eu culegeam foarte multe cântece, venea cu o năframuță cu zahăr. Și din când în când își lua câte o cărigă de zahăr și mânca, nu știu, probabil îi făcea glasul mai... Așa simțea el nevoia, cred că. Da, și nu mi-a pretins niciodată nimica. Și atunci eu de ce să nu le las în dar? Pentru că dacă tot le stocăm acolo și tot facem altele, până la urmă ne pierdem identitatea și nu cred că... Foarte generoasă gândirea dumneavoastră și cred... Și îndrăznesc să spun că destul de rară, în fine, n-ar trebui să intrăm în detalii. Bogdan, cum stăm în zona asta? Ce îți place să mănânci? Sau eu știu, poate ai chiar o pasiune cu gătitul? Rămân doar la a spune că îmi place să mănânc și nu gătesc. Am înțeles. Și la noi în zonă se face... Hai să vă și precizăm. Tu vii din Hunedoara. Hunedoara, Ținutul Pădurenilor. Îi se spune Ținutul Pădurenilor pentru că pe oriunde intra în Ținutul Pădurenilor trebuie să treci printr-o pădure.
și astfel a primit numele de Ținutul Pădurenilor. A, așa. Și există ceva, eu știu, de la bunica, de la mama, care, nu știu, e felul preferat al lui Bogdan. Să zicem, când veneai tu de la Timișoara, de la facultate acasă, ce-ți pregătea mama? Ce-ți pregătea bunica? Mie îmi plac foarte mult cartofii copți cu brânză. La noi se spun crumpeni cu brânză. Cum, cum? Crumpeni. Dar nu te grăbi, zine așa ca să ne rămână, să sună atât de, nu știu, dumneavoastră, voi, invitații, sunteți obișnuiți cu lucrurile astea, și, dar pentru noi au o sonoritate atât de specială că e fascinant să vă auzim. Deci, mănânci crumpeni cu... Crumpeni cu brânză. Așa. Crumpenii sunt copți la cuptor. Sau în lerul de la sobă, cum spune bunica. Uite ce frumos sună. Lerul de la sobă? Da, cuptor, așa îi spune la noi, ler. Și atunci au avea vreo legătură, stați că facem un pic de filozofie, cu lerul ler? Unde e? Nu. Ia, să ne zică doamna Veta. Luați microfonul. Soba de gătit și pe urmă are un ler. Unde puneam un ler... Dar lerul din celebrele colinde românești? Că ne-am apucat acum mai să vorbim de lerul din colinde românești. Eu zic mai bine să nu. Domnul Naie, tu ce faci acolo? Eu? Da. Mă gândeam, ler, cuptorul de la bunica s-o numi ler? Dacă vrei, tu putem... Ploten. Cum? Ploten. Ploten. Ploten, în germană. În română. În română? Aine Lupulainen. Aine Kleine Lupulainen. Lupulainen. Nu știu, așa știam. Bucătare. Was ist das? Das ist Ploten. Ia, ia, schnell gut. Ploten? Ploten. Plotă. Limbul german este un limb foarte ușor de învățat. Pentru început, domnul Naie, vă rog să ne spuneți ce anume executați dumneavoastră. Niște ingrediente pentru frigul al doilea. Ingredienten yes. Pentru prăjit, cum a zis? Ia. Dragi telespectatori, așadar, banane, făină, zahăr vanilat, esențe, ouă, ciocolată, zahăr tos, da, unt și puțină smântână. Le vom amesteca pe toate, da, într-o anumită ordine, atențiune, dragi telespectatori, într-o anumită ordine, și vom pune în tava noastră pentru cuptor. Am înțeles. Da. Danae, ce crezi tu că lipsește la momentul ăsta? Păi bucătărie fără dragoste nu se poate. Dragoste fără muzică, nici atâta. Bravo, Bogdan Toma! Ai dor și iar dor să ies cu să intre în casă. Ai dor și iar dor, na 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 na. Că are ceva să spună, la 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 la. Dorul meu de la inimă, la na 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 na. Ai dor și iar dor, nu mi-l potolești.
la 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 la. Nu mi-l potolește nimeni, la 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 la. Nu m-am îndruțat când vine, la 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 la. Bravo! Bravo, Bogdan! Bravo, bravo! Te-aș chema în zona asta de bucătărie, dar mi-e milă de minunăția asta de costum, să nu care cumva să pătesc, să murdărești ceva. Spune-mi, descrie-ne minunăția asta și aici trebuie să tragem cu ochiul, dragilor, nu știu dacă s-a văzut. Deci, oh my... deci a plecat omul de acasă cum trebuie, și cu trăistuță și cu cănuța în caz că... În caz că primesc ceva de băut. Organizăm și cu asta, dar deocamdată spune-ne, da. O să încep de la picioare, sunt încălțat cu bocanci, pentru că la noi în zonă pădurenii s-au ocupat foarte mult de minerit și acolo la mine au primit bocanci și așa altfel au apărut bocanci în portul nostru popular. Mai sus sunt ștrânfii de lână, izmene. Ștrânfii de lână. Izmenele. Minunat. Cămașa cu poalele care sunt împreună. La mijloc sunt încins cu o cura o lată. În spate port laibăr. Laibărul. Aici este straița. Straița pe care, iată, o regăsim și în costumul popular pentru bărbați. Care, exact, mă rog, pentru că pădurenii când mergeau la lucrul câmpului, la coasă. Își luau bucatele. Așa? Exact, își luau bucatele. Iar... acest accesoriu se numește căpceau la noi. Căpceau? Da, este făcut manual de către ciobanii pădureni, pentru că ei pe unde treceau cu oile erau izvoare și ca să bea apă și-au făcut această căpceauă, această căniță. Iar pe cap, pălărie pădurenească. Celebra pălărie pădurenească, bravo! Eu te invit să iei loc, deci te-aș mai ține așa în picioare. Frumos, absolut spectaculos tot ce am văzut și tot ce am auzit până acum. Domnul Naie! Da. Vă rog să ne descrieți strachina. Costumul meu tradițional de bucătar. Da. Așadar, această pălărie șapcă, da, mă rog, beretă, așa, dacă mă întreb, care se poate culorii... pune și pe față și pe spate. Da. Așa... depinde ce vreți să fiți, pictor sau bucătar. Deci, știți pictor... că pictorii pe vremuri la Capela Sixtină o purtau așa, da, iar bucătoarii moderni o poartă așa, mai pe, da, partea asta, mai pe partea, da, asta la altă. Măi, tu ești un pictor în bucătărie. Deci acest shorts pe care l-am, aoleu, m-a distrus la cap. Așa. Continuăm cu partea de jos. Și acest ne oprim shorts, aici. Eu, da, zine de acest shorts care are buzunar ca un marsupiu. Ca un marsupiu, că aici mai punem ingredientele atunci când vrem să mai subtilizăm ceva. Hai, dragă. Hai, dragă, mai nebuni, mai cu costumele, cu dele. Hai, dragă. Dragă. Deci, dragă, de aia ultima rețetă nu ne-a ieșit pentru toată lumea. Ai subtilizat ingredientele, stimați. Nu mă bate cu de la, nu mă bate, dar dă așa pe spate că am o durere de aici, de la ceapă. Așa. Hai. Că așa zice și tradiția, că soția, o chemi pe soție cu făcălețul, dar numai să nu vină și mama soacră cu calmorul. Hai. Asta e, ne reîntoarcem la rețeta noastră, sigur, dragi telespectatori. Și mai ales ne revenim. Ne revenim un pic, ne revenim cu untul nostru pe care l-am pus aici alături de zahăr. Am topit zahărul cu untul și am adăugat ouăle treptat, câte unul 6 ouă. Acum, poftiți? După... atâta mi-a mai rămas după Paște, după 1 mai, atâta mi-a mai rămas 6 ouă, dar câte unul. După ce am amestecat, am omogenizat, acum trecem la banană.
sau banane pe care le-am tăiat și acum începem să le pasăm. Ușor, ușor, cu furculița. Le faceți mărunțele, mărunțele. După ce le-ați făcut așa, le amestecați și pe ele în compoziția noastră. Și la urmă vom începe să punem făina cu praful de copt și cu puțin iaurt. Pleacă de aici, că râz în continuu. S-a ales praful. Ăsta, ai pus praful de copt? De... Praful de copt la urmă să punem. Am înțeles. Da. Doamna, vă rog să ne ajutați din suflet să ieșim din acest moment delicat care s-a ivit în emisiunea noastră, să dați o notă de seriozitate emisiunii și să cântați ceva. Doamna Veta Biriș! M-am oprit un pic din procesul muncii să aplaud, că mi-a plăcut melodia. Să ne bată doamna Veta Biriș, o aplaud, că mie îmi place foarte mult. Uite, cred, da, gata, gata. Gata, să mă opresc, da? Să mă opresc, uite. Ce-ai rămas cu bătutul, să ne bată Dumnezeu? Da, Doamne ferește, păi nu, să ajungem în grădina cu flori de care povestea. Așa, uite, am pus hârtia de copt în tavă. Acum compoziția este turnată în tava noastră. Iată. Asta chiar n-are ce să fie rău. N-are ce să fie rău. Eu de-abia aștept n-ai să gust din prăjitura asta. Repet, unt, zahăr, untul frecat cu zahăr, ouăle adăugate treptat, banana pisată, după aceea am pus puțină esență de vanilie, făina amestecată cu praful de copt și am ras puțină ciocolată. Ce se întâmplă acolo, Năică? Nu mai meșterez nimic, am scos deja prăjitura noastră din cuptorul de la bunica. Așa. Și mă îndrept către bucătăria noastră. Bine, să porționez, faci. Să îl pun în farfurii și să-i servesc pe invitații noștri. Să știi că miroase foarte fain. Iar noi, dragul nostru, Nae, da, o să cântăm ceva. Ce anume? Un cântec, nu o să-l cântăm noi, noi o să-l ascultăm, o să ne-l cânte Bogdan Toma. Bogdan, cum se numește Bogdan melodia? Să-l întreb eu de data asta. Tot mă uit, dar nu se vede, mândra cu cătrânța verde. Și așa mândra cu cătrânța verde. Asta. Asta este. Te invităm să ne cânti. Bogdan Toma, dragi prieteni!
mea cu o camura, la 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 la, n-ai venit ca să-mi dai gura, la 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 la. Mândra mea cu o camura, la 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 la, n-ai venit ca să-mi dai gura, la 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 la. Ai uitat dragostea mea, la 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 la, ce vrei să rupi inima, la 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 la. Așa-i lumea făcută, la 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 la, omul când și când mai uită, la 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 la. Așa-i lumea făcută, la 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 la, omul când și când mai uită, la 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 la. Mai uită și zile bune, la 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 la, dar nu le spune la nimeni, la 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 la. Bravo, bravo, nici nu mai știu. Bravo pentru el, bravo pentru noi, bravo pentru mine și pentru cuptorul, bravo de la bunica. Doamna Veta, bravo care pentru doamna Veta Biriș. Și acum, pentru că a venit din nou momentul adevărului, vă rog să gustați din prăjitura mea. Am pus și puțin zahăr pudră deasupra pentru că să îi dau și un aspect frumos prăjiturii noastre. Da, e foarte fain. Iau din nou microfonul, vă invit să gustați și să dați verdictul. E bun? Ingredientele de care aveți nevoie pentru delicioasa prăjitură cu banane preparată de Nae cu ajutorul cuptorului de la bunica sunt 100 grame unt, 100 grame zahăr, 6 ouă, 200 grame iaurt de băut, o banană mare, 50 grame ciocolată amăruie, 2 căni cu făină, un praf de copt și esență de vanilie. Să aveți poftă! Trebuie să ne luăm la revedere de la telespectatorii noștri în modul în care i-am obișnuit să facem asta. Da, și chiar vreau să te provoc și să mă întreb și pe mine ce planuri am pentru viitorul meu. Domnul Nae, da. Ce planuri aveți pentru viitorul Da, pentru viitorul meu am un dosar acasă cu rețete. Oh. Cu rețete de la bunica pe care vreau să le arăt, să le pregătesc în fața telespectatorilor de la emisiunea Tradiții de la Bunica de la Național TV. Ai văzut? Iar dacă cineva să zice, ratează emisiunea, unde găsește minunățiile tale de rețete? Pe Favorit TV. Acolo unde emisiunea noastră se dă în reluare și pe site-ul emisiunii noastre www.naționaltv.ro/tradiții de la bunica. Deci clar, până la urmă ne împrietenim, dragi prieteni, suntem peste tot, vorba unui coleg. Și ai văzut în planurile mele de viitor, intri și tu, ca bună colegă ce mi ești. Da, dacă slăbesc, intru și mai bine. Dragă, hai, încap mai bine în toate planurile tale. Zim, Năică. Păi, încapi coleg mea de aici, de la Național TV și de la Teatrul Constantin Tănase, da, unde domnule, invităm pe telespectatori adevărat să ne vadă. Ai văzut? Adevărat. Dragii mei, eu vă invit ca de obicei să ne rămâneți oameni populari, să mâncați sănătos și să gătiți cu dragoste. Și nu pot încheia fără a-i mulțumi din tot sufletul meu și zic eu într-un fel și asta se potrivește mai bine ca niciodată. Vă mulțumesc cu inima, doamna Veta Biriș, că ați venit astăzi la noi. Vă doresc tot ce se poate mai bun pe lumea asta, să vă ține Dumnezeu sănătoasă, să aveți forță să faceți toate lucrurile minunate pe care le-ați făcut până acum și să le duceți și mai departe. Iar ție, dragă Bogdan, îți doresc să ai succes și să ți se întâmple lucruri frumoase în carieră. Mulțumesc frumos! Dragilor, asta a fost ediția de astăzi. Vă oferim în dar tuturor și zicem pe final încă un cântec cu doamna Veta Biriș! Uh!